Gheorghiță Răducan, Sorin pentru prieteni, s-a născut la Buzău pe 10 februarie 1971, iar în urma unei selecții organizate la școală, cunoscutul antrenor Iuliu Vasilescu i-a călăuzit pașii spre salteaua din sala de sport a clubului CSS Buzău. Nu a apucat să ridice praful în sala CSS, că în nici 9 luni a fost redirecționat spre Asociația Sportivă a Armatei Buzău, acolo unde a cunoscut primele performanțe. La primul an am început să dau rezultate la echipe. Am fost la primul concurs național, am ieșit cu medalii de bronz. Începând luptele în 1984. În 1985 am cucerit prima medalie de bronz. În 1986 am luat medalii de argint. Și din 1987 am început să cuceresc medalii de aur. 7-8 ani de zile am ținut gloria în Buzău. Locul întâi, fără să pierd niciun titlu. Totul se întâmpla în primăvara anului 1984, la nici 13 ani. Tot în același an a devenit campion județean și a pierdut finala pe zonă în fața lui Cezar Davidescu, un luptător cu 2 ani mai mare. În anul în care i-a fost mânat buletinul de identitate, Sorin bifa deja prima prezență la un turneu final. Medalia de argint avea să confirme speranțele puse în puștul buzoian. La un an și jumătate distanță a venit telegrama de convocare la lotul național de juniori, iar la nici 12 luni în cel olimpic, în vederea participării la competițiile internaționale de anvergură. Ținând cont de vremea care a fost atunci, erau turnele care făceam, mi se păreau foarte, foarte mari, când mergeam în Bulgaria, Polonia. Prima medalie a venit și din Bulgaria. Am câștigat locul 3, mi-aduc aminte foarte bine, la un concurs internațional. După aia a urmat altele, am câștigat multe medalii internaționale. Locul 2 la mondiale la Spartachiadă, 91, locul 9 la mondialele din Cehoslovacia. În tot acest timp, Gheorghiță Răducan și-a demolat adversarii la categoriile de vârstă superioare. Vreme de ani buni, buzoianul a dominat în trecerile naționale de junior și tineret. 5 ani consecutivi, 1986-1991, Răducan a cucerit aurul reprezentând ASEA Buzău. În CV-ul celui mai bun luptător de greco-romane din Buzău și-au făcut loc rezultate internaționale de excepție. Locul 4 la campionatul internațional al Bulgariei în 86, locul 5 în ediția imediat următoare, locul 5 la internaționalele Poloniei în 87 și aurul la campionatul internațional din Iran în vara lui 88 sunt doar performanțele obținute peste graniță la nivel de junior și tineret. În 89, la București, Gheorghiță Răducan a câștigat campionatul internațional de tineret al României. Component al lotului național de tineret, Răducan a participat în 1988 la campionatul internațional de seniori al Greciei, acolo unde a obținut medalia de argint, un an mai târziu clasându-se pe locul 4, în aceeași competiție de data aceasta organizată în Cehoslovacia. Emoția aveam ca la orice concurs mare, ca orice sportiv, că dacă n-ai emoții înseamnă că nu treci până... Emoții aveam. Aveam emoții ca la fiecare meci să fii... Dacă n-ai emoții, înseamnă că nu ai valoare. Valoare ți-o faci prin emoțiile alea. Emoția îți dă încredere. În 1992 a venit transferul la Dinamo București, club care deținea una din cele mai prolifice secții de profil din țară. Perioada petrecută în groapă l-a prins pe Sorin în deplinătatea maturității sportive, fapt regăsit în performanțele sale din acea perioadă. În 2 ani, Răducan și-a trecut în palmares titlurile de campion național al României și câștigător al cupei interne, atât la individual cât și cu echipa. Ce îmi pare mie foarte rău este faptul că în Buzău s-a cam terminat luptele greco-romane. Deci în momentul de față există doar lupte libere, iar ceea ce am făcut eu și am avut ca performanță, pot să zic performanță, că dețin cam cea mai bună performanță în Buzău, la lupte greco-romane, nu mai există lupte greco-romane în Buzău, vreau să promovez iar luptele greco-romane și cu ocazia asta o să mai facem și deschidem alte secții de kickbox, de sambo. După o pauză mai mare de 10 ani, buzoianul a revenit pe saltea.
a participat în campionatul național dedicat seniorilor și și-a încheiat cariera en fanfare, reușind după o perioadă foarte mare de inactivitate să urce pe a treia treaptă a podiumului la individual, apărând culorile clubului Integral Buzău, chiar sub îndrumarea primului său antrenor Iuliu Vasilescu. Răducan deține cele mai bune rezultate în luptele greco-romane din Buzău, fiind maestru emerit al sportului. Buzoianul vrea să ducă tradiția mai departe, iar în câteva săptămâni își va deschide propria sală de sport. Voi deschide o sală acum la fosta sală Integral. Ca secții de avem lupte greco-romane, pe viitor și sambo, kickbox. Vreau ca luptele greco-romane să le formăm iar în Buzău, vreau să promovăm copii și poate să vină oricine și copii și al dus pentru întreținere la sala de forță și de box. Clubul sportiv al celui mai titrat luptător de greco-romane din Buzău este destinat sportivilor de toate vârstele, indiferent dacă practică acest sport la nivel competițional sau amatorial.